Jador și Oana Ciocan formează o relație de luni bune, iar artistul își expune sentimentele ori de câte ori are ocazia, în mediul online. De data aceasta, fostul concurent de la Survivor a purtat un dialog cu mama și iubita lui, într-un live. S-au întors în România după experiența din Republica Dominicană, iar fanii s-au arătat încântați când au văzut că relația lor se află pe un făgaș bun. Desigur, cei doi au postat fotografii împreună, au plecat în vacanță și își țin la curent prietenii virtuali cu activitățile pe care le fac. Recent, Jador a făcut un live, acolo unde utilizatorii au putut fi martori la un dialog între el, iubită și mamă. Mama lui Jador, m-am rugat la Dumnezeu și mi-a dat o binecuvântare. Jador, ia uite, Oana, hai cu nepoții. Mama, îl dă Domnul și pe acela. Trebuie să ne dea și nouă un nepoțel, 2, 3, 4. Jador, auzi ce s-a rugat mama, Oana. Să-mi dea Dumnezeu un copil la fel de rău ca mine. Oana Ciocan, iubita artistului, aoleu, nu.